care își duce veacul pe străzile din complexul studențesc din Timișoara este o adevărată vedetă prin campus. Studenții îl cunosc bine și știu că dacă îi dau câțiva lei, acesta face chiar demonstrații de arte marțiale. Deși idolul său este Bruce Lee, bărbatul a împrumutat unele mișcări și de la alți luptători celebri precum Jean-Claude Van Damme. Pentru că a devenit vedetă chiar și pe YouTube, Bruce Lee de Timișoara a decis să-și încerce norocul și la un concurs de talente. Nu s-a bucurat însă de prea mult succes, însă asta nu l-a descurajat. Bărbatul s-a întors în campus și continuă să-i amuze pe studenții timișoreni.